În intervalul 2-6 iulie pe arii extinse se prevăd temperaturi maxime ale aerului cuprinse între plus 33 plus 35 grade Celsius. Astfel meteorologia anunță un nou cod galben de caniculă. Din acest considerent, locuitorii țării sunt îndemnați în orele de vârf să nu stea la soare și să consume cât mai multe lichide. Temperaturile înalte în perioada lunilor de vară pot influența asupra sănătății populației avertizează Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În urma expunerei îndelungate la soare pot apăra stări de slăbiciune generală, dureri de cap sau chiar leșin. Temperaturile extreme afectează populația vulnerabilă, în special vârstnicii, copiii, femeile gravide și suferinzii de afecțiuni cronice. Din acest considerent derivă necesitatea întreprinderii măsurilor de precauție, informează ANSP.